domnilor consilieri, astăzi pe ordinea de zi avem aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 24.04.2019, proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local al Comunei Crejul Județul Bacău la finanțarea activității de asistență socială în baza costurilor medii anuale pentru persoane cu handicap. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperirea riscurilor Comuna Crăș de Tubacă, proiect inițiat de Iștocăr. Proiect de hotărâre planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2019. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului numărul cadastral 60311 în suprafața de 4.016 de metri pătrați situat în incinta școlii Somușca, sat Somușca, Comuna Crej. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului cu numărul cadastral 61969 în suprafața de 8.483 metri pătrați situat în incinta școlii numărul 1, Creja. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului numărului cadastral 62278 în suprafața de 8.516 metri pătrați, în incinta școlii numărul 2, Pleja. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei de aplicare a prevederii legii numărul 350/2005 privind regimul finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat, valoarea de finanțare precum pentru obiectivul de investiții, extindere rețele gaze naturale, sat Peja, Comuna Crejă. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, construire dispensar medical, cabinet de medicină dentală și farmacie în Comuna Crejă. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții amenajare alei pavate pentru zona Biserică Sfântul Marcu și zona stadionului Sat Peja, Comuna Crejă. Valoarea de investiții 11.000 de lei și finanțarea întocmirii acestuia din bugetul local al Comunei Proiect Inițiat de Petruștoc. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 1.704.000 lei din excedentul anilor precedenți ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2019 și diverse probleme. Mai avem suplimentare pe ordinea de zi. Proiectul hotărâre privind aprobarea valorii totale a investiției actualizată conform bugetului indicativ, anexă la contractul de finanțare numărul pe un număr mare, pentru proiectul construire teren de sport multifuncțional în satul Creja, Comuna Creja, Strada Pieței. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pe anul 2019 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local Comuna Creja, Bacău pe anul 2019 ca urmare a referatului compartimentului de resort numărul 4076 din 28.05.2019. Aprobarea modificării punctului 13 din ordinea de zi, din dispoziția numărul 104 din 24.05.2019, proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 1.704.000 lei din excedentul anilor precedenți ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2019. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 1.933.000 lei din excedentul anilor precedenți ca surse de finanțare a secțiunii dezvoltare a bugetului local pe anul 2019. Ca urmare a suplimentării ordinei de zi din dispoziția numărul 104 pe 24.05.2019 cu proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii totale a investiției actualizate conform bugetului indicativ, anexă a contractului de finanțare numărul C19920075A21 și mai da 14.05.2019 pentru proiectul construire teren de sport multifuncțional în satul Crejea, strada Pieței, Comuna Crejea de Tubacău.
propun adoptarea de urgență a hotărârilor anexelor aferente menționate mai sus în forma prezentată și redactată în ședința Consiliului Local din 30.05.20. Cine este pentru ordinea de zi? 14 voturi pentru. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal din a ședinței ordinare din data 24. Dacă sunt discuții. Cine este pentru? 14 pentru. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local al Comunei Cleja de la finanțarea activității de asistență socială în baza costurilor medii anuale pentru persoane cu handicap. Asta este o problemă care pe toată țara. Trebuie să contribuim. Cine este pentru? 14 pentru, nu? Punctul 3. Proiect de hotărâre prin aprobarea planului de analiză și acoperirea riscurilor cu Comuna Cleja. Aici, da. Dacă sunt discuții. Sunt numai aici. Este și primul plan care trebuie făcut către mine. Dar trebuie să facem care trebuie să fie aprobat de cei din Consiliul Local, trebuie să se realizeze toate procedurile. Punctul 4. Proiect de hotărâre planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2019. Este același lucru. Acel plan care se face în fiecare an, se încadrează și trebuie să întrebuie în situația de magazinele s-au discutat, pe ultima a fost discutat cu fiecare comerciant în parte, fiecare au magazinele, dacă e nevoie de resurse de hrană, de... Este tot aceste lucruri. La voi. Cine este pentru? 14 pentru. Punctul 5. Proiect de hotărâre prin aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Adică. Deci e cotizația anuală, nu s-a schimbat, este care se dă în deal. Aici aș avea o problemă. Vedeți că și la suplimentări a trecut aceeași treabă. Deci la punctul 2, la suplimentări, este exact punctul 5. Catastral 60311 în suprafață de 460 de metri pătrați, aflat 4063, situația în incinta școlii Zonușca. Aici, dacă îmi permiteți, punctul 6, 7 și 8 e la fel. Deci, da, explicați pentru deci, ce ca să vă se poate dezmembrat. Deci, vrem să facem aceste terenuri de sport, să facem niște terenuri de sport moderne. La ora actuală, ele nu sunt prinse ca terenuri de sport. Sunt pur și simplu curtea școlii, curs construcții. Ori ca să poți să faci, modernizezi un teren de sport actualizat, trebuie să fie terenul de sport în cadrul școlii, să fie terenul de sport individualizat. Deci le scoatem și îți facem terenurile de sport pur și simplu, adică după ce le scoatem și dezmembrăm, venim asupra lor și le amenajăm. Ce anume? La școala 2, la Buda, nu este modernizat terenul? Ascultă-mă.
Terenurile astea au fost făcute în curtea școlii, dar n-au fost identificate ca teren de sport. Apare ca o clădire, ca terenul general. Eu ca să vin, să pot moderniza, trebuie să intabulez, să apară ca teren de sport. Acum, el nu a fost turnat, nu știu, francezii, sau cum a fost turnat terenul ăla? Deci, dar am vorbit cu profesorii, am vorbit și cu elevii. Deci, elevul, dacă pică, își rupe gâtul, ca să spun așa, iar fiind pe beton, betonul ăsta strică mingile. Noi vrem să facem un gazon sintetic, un gazon modern, care se face acolo. Deci asta e problemă. Și iar acolo și am o să angajez un expert ca să ne verifice terenul, să vedem, pentru că vreau să schimb inclusiv, să dăm plasele alea jos, că ați văzut că subte, țevile alea au fost foarte subțiri de la început puse. Na, nu au fost puse acum. Acum avem să facem o instalație cu nocturnă, cu... Deci vrem să facem peste două, să nu facem numai la Cleja, după aceea spune că stai că la Buda n-a făcut, stai că la Somușca n-a făcut și facem în toate satele. La Valea Mică. Valea Mică, acolo, Antonică spune, așa este, poate ar trebui și Valea Mică, dar nu știu dacă avem cu ei. Acolo avem un teren de sport destul de bun la Valea Mică. Copii n-avem. Sunt copii. Domn primar, știți ce a fost duminică acolo? Câți copii erau? Jucau pe șosea. Veniți duminică să vedeți câți copii sunt. Duminică să vedeți câți copii sunt pe șosea. Joacă tenis, joacă... Dar terenul de sport e foarte bun acolo. Păi da, dar e cum e, de nivelat, un altă cum e. Păi, dacă vreți, uitați, suntem aici, putem face și la Valea Mică. Faceți și acolo. Nu faceți la Valea Mică. Faceți și la Valea Mică. Atunci, dau drumul la dezmembrare și acolo. Și deci dezmembrăm și terenul din Valea Mică și atunci nu mai facem 3 terenuri, facem 4 terenuri. Da? Dar nu avem treaba acolo cu școala. Nu, avem treaba terenul de sport. Dezmembrăm pur și simplu. Da. Bine. Deci de alta viitoare facem și la Valea Mică. Da? Bine. Facem. Proposta nu mai este toate trei puncte. Da, astea sunt toate. Nu e trebuie. Punctul 6 am discutat. Cine este pentru? Treceți pe caiet că s-au aprobat toate. Da, dar ridicam mâna. Citiți, domnule, pe rând toate ca să fie regulă. Nu mai citește la aceeași chestie. Supune la vot. Supune la vot. A supus. Punctul 6 am zis cine este pentru. 7. Urmează... Școala Cleja. Da. Cine este pentru? Și punctul 8, la fel. Cine este pentru? Asta e din asta. Da. Deci câte 14 voturi pentru, da? Școala Somușca, Cleja 1 și 2. Și se propune și pentru Valea Mică. Și, da. Știi că facem și pentru Valea Mică, vom face un proiect de hotărâre. Data de care. Și acolo trebuie să dezmembrăm și să facem un teren. Gata, prima noapte. S-a rezolvat. Nu mai face așa. A, nu, ca oricum de fapt. Nimic de vorba. Nu, ca să nu facem separatist, că... Da, știi. Bine, e smart, dar bine, deci nu se poate. Uite, deja e un motiv pentru campanie. Actualizat. Și Administrul General a actualizat valoarea de finanțare pentru obiectivul de investiții extindere gaze naturale. Aici vă da, știți cum e cu ordonanța asta 114? 114, nu? Da, la... Au fost 0,3, acum s-au făcut la închidere. Astea au fost salariul impozit 3.000 de lei, iar contribuția pentru muncă a fost înainte 2,25, începând cu 1 ianuarie 0,37%, și la un moment dat guvernul a zis, la sfârșitul lunii aprilie, nu ne putem permite să facem susținerea numai de 0,337 și au revenit din norme și la 2,25 cât era înainte, în 2018. Și atunci toate proiectele și toate au trebuit din nou reactualizate de la 0,337 la 2,25% cât înseamnă acum contribuția asiguratorului pentru muncă. Deci asta. Ok. Suntem la vot. Cine este pentru? 14 pentru, da? Da.
precum la punctul 11, proiect de hotărâre la aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul investiției construire dispensar medical, avenul de medicină dentară și farmacie. Același lucru. Toate proiectele se reactualizează cu... Da. Deci, domnul Bravo, cine este pentru? 14 pentru? Da, tot. Trecem la punctul 12. Proiect privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție în amenajare alei pavate zona bisericii Sfântul Marc și zona stadionului. Știți foarte bine, urcarea aia tot timpul creează probleme, iarna și toată lumea vrea. La fel, între terenul de sport este cărarea aia, care am zis o să fac, să facem și acolo cap-coadă. Și atunci, în același proiect, le-am prins pe amândouă. Înainte mai mergea, că mai făceai fără proiect. Acum nu se pune, nu se poate, totul se face pe bază de proiect. Și pentru treaba asta trebuie să faci proiect. Studii de fezabilitate, PTH, studii GEOS, ridicări topo, ca un proiect, ca o autorizație de construcție, pentru că urbanii sunt autorizați de construcție și acordul și aviz. Asta este legea, trebuie să o respectăm ca să nu mai fim dați zâmbul sub semnatul în semnatul de la primar. Asta este. Cine este pentru? 14 pentru, nu? Trecem la punctul 13. Proiect privind aprobarea utilizării sumei de 1.704.000 lei. Ați modificat. Stai, de asta e... Deci asta era modificat. Deci, proiect privind aprobarea utilizării sumei de 1.933.000 de lei din excedentul anilor precedenți, ca sursă de finanțare și dezvoltarea bugetului local pe anul 2019. Dacă ne poate. Comunicarea care a fost de 229.000 privind construirea terenului de sport multifuncțional, unde avem un contract de finanțare cu AFIR-ul, dar noi banii vom încasa de la AFIR în momentul în care vom merge cu facturile la de contare. În momentul ăla vom reîntregi acest excedent. 11.000 sunt pentru amenajare alei la bază până la biserici și 9.000 ți-am vorbit diferența de la dispensar, de la contribuții aspiratorii de muncă, de la 0.337 la 2.25. Aici intervin puțin, deci știți foarte, știți sau vă spun acum dacă nu știți, am semnat contractul de finanțare pentru terenul de sport. Și urmează să facem, dar noi banii luăm după ce de la după ce terminăm lucrările, sigur că da. Deci și din cauza asta am modificat bugetul, că din bugetul nostru dăm bani și după aceea terminăm. Da, deci spunem cine este pentru? Ai spus pentru, nu? La suplimentare, avem un proiect privind aprobarea valorii totale a investiției actualizate conform bugetului indicativ anexa contractului de finanțare pentru proiectul construit de teren de sport multifuncțional în satul Plăj, la strada Pietrei. Și aici am actualizat pentru că era un curs euro de 4.000 de lei, deci, deci, cum la loc? Cine este pentru? 14 pentru. Punctul 2 de pe proiect de pe suplimentare este proiectul privind aprobarea cuantumului cu cotizație în anul 2019 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunicare cu Salubrizare. Nu, și până la 8. Cine este pentru?
aici nu sunt discuții ceva. Cotizația, anual. Să rezăm acolo, exact, poate să suntem prea mult trecut ca populație, e număr mare, comuna. Dar e chestia aia cu... Nu s-a făcut de cerțământul recent la tot, păi nu, dar în primăra asta încearcă de foarte mult timp să facă, să... ca să mergem pe persoană, să nu mai fie... Lumea spune de foarte mult, serios vorbesc. Încercăm, adică căutăm acum, da, încasările noastre la ora actuală sunt un pic mai mari și neacoperit. Cât de curând vom face o analiză și un calcul și vom scădea taxa pentru gunoi. Deci caut în, ca să scădem. Iar în fiecare lună mergem pe teren, mergem cu mașinile, sigur că unii cetățeni se supără, dar trebuie să înțelegem fiecare ce înseamnă gunoi, într-adevăr. Ca să nu băgăm în tomberon, că totul se plătește. Dar de ce nu vorbiți și cu asociația asta să investească și ei? Am înțeles că pe afară sunt mașini cu vini și cântărești cu noi. Așa am vrea să investească și ei să facă aceeași lucru. Problema noastră este, la ora actuală, SOMA este la terminarea contractului. Se va face o nouă licitație și atunci vom intra într-o altă, în alte condiții. Am vorbit, de exemplu, cu cumnatul din Ungaria. Zice, au 25 de kilograme. În momentul când ai agățat la mașină, ți-o ridicat, ai crescut de 25 de kilograme, ai gunoi mai mult decât ești prins, îți lasă tomberonul jos, nu ți-l mai așa ridici. Este. Și dacă vrei să ți-l ridici, te duci și plătești diferența de kilograme. Deocamdată care... nu găsim soluții. La noi este la... Nu e vorba numai de Cleja. La nivel național. Și asta zic, lucrurile astea încerce și ei să se modernizeze. Așa este. Eu vreau și eu. Toți cred. Nimeni poate n-au interes. Dar aici e problema. Că ei, ei în funcție de cu cât sigur colectează mai mult, poate mai mult. Deci, vrând va trebui să ne schimbă. Cât de curând Uniunea Europeană nu ne lasă așa chiar la voia întâmplării. Dar acum asta e situația la noi. Și și chiar acum o să încercăm într-un următoare și să discutăm despre persoanele care cât să plătească în momentul când vom micșora un pic cota și taxa pentru salubritate, să ținem cont de cei cu 5 persoane, cu 3 persoane, cu 6 persoane, pentru că fiecare scoate același coș în fiecare luni dimineață. Aici este problema. Și dacă ai 2 persoane, tot mături curtea, și dacă ai 5, tot o curte ai și tu. Că până la urmă gunoiul de acolo se face, nu din ce faci tu din mâncare. Pentru că ăla cu 5 persoane, tot tacâmul ăla, sau cum să spun eu, pungaia o aruncă. Și ăla plătește cu 5 persoane. O sumă care aproape că nu mai poate să plătească, înțelegi, nu are posibilități materiale. Iar ăla cu 2 persoane plătește tot acea sumă. Și o să trebuie să ne gândim la forma asta, dacă totuși nu mai depindem de acest, până acum nu puteai, pentru că adisul de la Bacău impunea la număr de persoane. Dar noi acum putem hotărâi aici la nivel de comună noastră. Bă, frate, nu mai, dacă sunt 5 persoane, să plătească pentru 3 persoane. Până reușim să cântărim cu noi ăsta. Că nu reușim acum, nu avem cum, nu avem forma legală. Dacă, de exemplu, eu mă apuc mâine și cumpăr un cântar, începe să te conteste toată lumea. Cântarul ăla nu-i metrologic, nu-i nu știu ce, n-ai lege, n-ai cântare, n-ai cum să faci de bun. Dacă nu-și cumpără lumea, cântare. Problema nici cu cântarul nu e o problemă. În momentul că ai pune cântarul, ai vedea că nici nu scot tomberoanele și găsești toate voile pline de gunoi. Da, dar nu se pot face niște hârtiuțe mici, scris un pic mai mare, pe care se le lipim pe tomberon. Eu iau în momentul că mă duc cu mașina într-o săptămână întreagă și se le lipim pe ea, se vadă omul ce gunoi are voie să pună acolo. Fel și fel de gunoi apar. Fiecare luni dimineață, Alina asta le spune. La numele de... Deci, vreau să spun că scoate tomberonul și merge după poartă, te păzește după poartă să nu le iei ochii cu tine. Ca să înțelegi și tu cum... Dacă nu trebuie să vorbim cu părintele și... Da, părintele, eu spun de atâta ori. Părintele dumneavoastră la oameni. Dar le-am vorbit și eu, le vorbim vorba-i vorbă. Fapta, mai puțin.
Când o să vină, într-adevăr, cu cântarul, o să fie altceva. Acum terminăm cât de curând camerele, suntem aproape la final cu lucrurile, camerele de supraveghere. O să mai încercăm și mai să gestionăm altfel cu deșeuri. Da. Supunem la vot cine este pentru. 14 pentru, da? Punctul 3 de pe suplimentare, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local la comunitățile pe anul 2019. Ce a vorbit Mihaela cu a trebui să rectificăm pentru că am dat bani suplimentare. Ce a vorbit? Suntem la vot. Cine este pentru? Da. 14 pentru, nu? Da. Dacă sunt discuții la diverse probleme. Dacă nu, declar ședința închisă.